legat de nașterea copiilor, eu vreau toate întrebările să rămână pe linia temei noastre, a relației dintre cei doi. Întrebarea este de ce sunt situații diferite. La unii dă Dumnezeu mai mulți copii, la alții mai puțini. Diferențele nu sunt numai numărul de copii. Dumnezeu la unui dă avere mai multă, la altul dă mai puțină, nu? La unui dă ani mai mulți, la altul dă mai puțin. La unui dă sănătate mai mult, la alții le dă mai puțin. Deci diferențele privesc toate aspectele vieții. Scrie în Proverbe, săracul și bogatul se întâlnesc. Domnul a făcut și pe unul și pe celălalt. Acum depinde pe ce listă figurăm la Dumnezeu. Că onora Dumnezeu vrea să le dea mai mulți copii, este foarte adevărat. Este familia Tomuș de la Deva, au 19 copii, ea e originară de la noi, din Munții Apuseni, și când a fost fată, a avut un cuvânt profetic în care Domnul a spus, pe tine, femeie, te voi face o mărturie. Sunt alții care n-au copii. Și unii apelează la tehnici de ultimă oră, unele mai puțin sigure, unele chiar cu tentă imorală, dacă e vorba că donatorul e altul decât soțul. Ceea ce nu recomandăm sub nicio formă. Avem de-a face cu un tată biologic, cu unul social, cu niște încrengături neprincipiale. Vă recomand să investiți, adică exact ce v-am învățat, în relația cu Domnul. Și investind, ajungi să înțelegi voia lui Dumnezeu pentru casa ta. Îți este clar ceea ce vrea Dumnezeu, pentru că altfel te forțezi în mod mecanic și tot nu reușești, dacă îți spun doar așa, să faci câți copii îți dă Domnul. Să te ajute Bunul Dumnezeu să înțelegi aceasta, să pricepi. Înainte de a ne căsători cu soția, cel puțin eu, că era, ea a fost fată pocăită, am trecut printr-un proces de apropiere de Dumnezeu. Nu că înainte am fost în lucruri lumești grave, dar am fost mai puțin evlavios, înclinații spre sport, așa, spre afaceri. Și în ziua anunții, păstorul s-a rugat, am reauzit asta pe înregistrare, Doamne, dacă în familia asta vrei să dai copii, fă să înțeleagă voia ta și în privința aceasta. Și nu s-a născut niciunul din cei 8 copii fără ca să avem o înțelegere că Dumnezeu vrea să ne mai dea un copil. Dumnezeu ne poate face și surprize. Povestea o familie din Bihor că nu m-au fost copii de 7 ani. Și într-o zi un băiețel îi spune mamei, mamă, spui cum mi-arată un înger. Mama s-a făcut așa o scurtă referire, dar a devenit curioasă, de ce vrei să știi? Și azi noapte am văzut eu unul și am vrut să știu sigur dacă e înger. Și așa au fost, cum zici tu? Dar mama a devenit mai curioasă, ce-o zis? A zis că vrea să ne mai dea un bebe. M-au zis, taci din gură copile, ce e treaba ta? Zice, nu, a mea, îngerul a zis că eu o să mă am un frățior. Și a rămas ora însărcinată. Eu am fost la binecuvântarea lor, acelui copilaș. Și după vreo 2 luni, îi zice băiețelul ăsta, cu 7 ani, era ultimul lor copil, mama, iar a venit îngerul la mine. Și ce ți-a spus? O zis că tu nu primești bine pe frate meu. Și nu cumva să-i spui, mă, la frate tău. Și mi-a fost rușine, frate, de copilul acesta. Da? Dacă nu dobândim spiritualitate, nu pricepe multe, ne influențează lumea. Dacă stai la povești, la sfatul celor răi, vei avea idei de la sfatul celor răi. Dacă cugeți la cuvântul Domnului, vei gândi altfel. Și lucrurile se rezolvă de la sine. Vei înțelege voia Domnului și în acea privință. După ce s-a născut și de-al 4-lea copil în familia noastră, soția n-a avut cu ea în casă nici mamă, nici soacră, nici bonă. Eu am mai făcut multă școală, serviciu. Și m-am gândit dacă nu cumva trebuie să am o perioadă de abstinență mai îndelungată, să fie o pauză.
Și am visat că eram într-o mașină din alea mari, de mârșa, un uriaș la volan, eu în dreapta și soția lângă mine. Și am ajuns într-o intersecție așa în formă de teu și era un indicator la stânga, scria spre groapa de gunoi. O vira stânga și îl întreb pe șoferul ăsta, pe uriașul de la volan, unde te duci? Și am un copil în benă și trebuie să-l rabatez. Dar noi nu vrem să participăm la așa ceva. Ce, voi stați liniștiți în cabină, eu numai cu așa ceva mă ocup, duc copiii la groapa de gunoi. Dar de fiecare dată în cabină e un tată și o mamă. Și a zis, dacă nu oprești mașina, noi sărim din mașină. Și voi să sar din mașină, m-am trezit. Soția de parte ei visează, mergeam cu un autoturism din ăsta mic cu 5 locuri și din neveghere am călcat un copil și din față venea poliția. Iosif, ce am făcut? Am oprit mașina, copilul a ieșit de sub mașină, a fugit pe trotuar, băi, zic, a scăpat. Ne-am trezit amândoi și am zis, băi, ce facem noi? Dumnezeu vrea să ne mai dea un copil. Și așa s-a născut până la al 8-lea. Și altul n-a mai venit. Asta a fost planul lui Dumnezeu pentru casa noastră. Cercetați-vă înaintea Domnului să vedeți care este planul lui Dumnezeu pentru familia dumneavoastră. Dar asta are de-a face, v-am spus, cu relația spirituală, cu o relație bună între cei doi și cu dăruire. Că fără dăruire fizică nu se poate. Povestea fratele Samuel Țif, păstor în zona Făget, că aveau 5 copii. Și a fost o descoperire prin fratele Băleț, un proroc, și umbla cu fratele Ilie Tuda, dacă ați auzit oameni folosiți de Dumnezeu, și avea ori numai băieți, ori numai fete. Personal, din gura lui am auzit relatarea. Și prorocul a zis, ascultă femeie, o profeții sorii, voi schimba felul binecuvântărilor din trupul tău. Și dacă au avut numai băieți, au început să nască fete, dacă au avut numai fete, au început să nască băieți. Asta nu știu exact, nu ți-e minte, să nu greșesc. Și au născut până la al 9-lea și era alt moment de rugăciune în casa lor. Fratele prorocea în partea cealaltă a camerei, o intra și sora, au trecut pragul, se întoarce și ea se spune, ascultă femeie din casă, Domnul vrea să mai binecuvânteze trupul tău să mai rodească o dată, încă o dată și ultima dată. Și s-a mutat cu prorocia la altul. Și sora a făcut socoteala, încă o dată e 10, încă o dată e 11 și ultima dată e 12. Și când o socotit aici prorocul așa ca un fulger, întoarce mâna și spune, da femeie, cum ai socotit, așa va fi. Sunt experiențe pe care le are fiecare familie cu Domnul. Dar închei ideea, reamintindu-vă, investiți în relația cu Domnul. Dacă vreți să aveți pace și liniște și la capitolul acesta și încredințarea că ați făcut voia lui Dumnezeu.